Slavă, mulțumesc că ați reușit să vă conectați pentru această a doua rundă de dezbateri, organizată în parteneriat cu Parlamentul și cu susținerea Eu nu vă aud. Eu nu vă aud. Dumneavoastră mă auziți? Doamna Da, Vorobeanu, noi. mă auziți? Eu nu vă aud. Da. Acum și încercăm să ne clarificăm de ce. Da, noi vă auzim perfect, doamna Rina, mulțumim. Se aude. Deci, aceasta a doua rundă de consultări este organizată de doamnele deputate și de Parlamentul Republicii Moldova, în parteneriat cu PNUD, UNIFPA, UNICEF și ION-UMAN, în cadrul proiectului de relansare a platformei de dialog a doamnelor deputate. Suntem astăzi în legătură cu 11 raioane, iată de ce vă rog încă o dată să aveți microfoanele închise, să aveți camerele pornite și să ne auzim reciproc foarte bine. Suntem cu raioanele Glodeni, Iedineț, Florești, Dondușeni, Soroca, Ocnița, Drochia, Râșcani, Fălești, Briceni și municipiul Bălți. Vom discuta despre impactul pandemiei asupra educației. Este o problemă care ne doare pe toți și sper că vom avea mai multe soluții pentru problemele existente în sistem. Pentru următoarele 2 ore, este foarte important ca dumneavoastră toate să vă implicați și să facem un schimb de idei și de bune practici. De asemenea, pentru a intra în legătură cu doamnele deputate, le puteți scrie pe chat, puteți să intrați în dialog cu ele direct, puteți de asemenea și chiar vă încurajez să o faceți, să vorbiți aici ca să vă auzim toți și dacă utilizați chat-ul, vă rog să nu uitați că aceste chat-uri nu se păstrează, deci respectiv, dumneavoastră ar fi bine să faceți un schimb de contacte pentru a comunica eficient în continuare. Pentru a vorbi, vă rog să apăsați butonul Raise Hand sau ridică mâna, atunci eu am să pot să vă văd și o să vă ofer cuvântul în timp util. De asemenea, puteți să scrieți în chat, dar totuși vă rog să ridicați mâna. Iarăși, vă rog să aveți camerele pornite, microfoanele închise și să ne auzim bine și să ne înțelegem foarte bine până la sfârșitul acestor 2 ore de lucru. Dacă îmi permiteți, aș vrea să încep prin a oferi cuvântul doamnelor deputate și aș începe cu doamna Arina Spătaru, care este de la Bălți și care este un mare patriot al acestui oraș și întotdeauna cu multă putere apără interesele celor din Bălți și din Nord. Doamna Spătaru, vă rog. Nu vă auzim. Doamna deputată? Aprindeți, vă rog, microfonul, doamna Rina. Doamna Spătaru, noi nu vă auzim. Până se rezolvă problema doamnei Spătaru, sper că este o problemă tehnică, mai avem împreună cu noi doamna Darovana? Doamna Grețu? Doamna Spătaru, sper că noi acum vă auzim. Cum se aude? Da, perfect. Da? Da. Am încercat prin la barieră ca să fie mai calitativ sunetul, se pare că ceva ne tot, cum se zice în Bălți. Bună ziua, stimate doamne, și dați-mi voie să vă salut, să vă urez o săptămână reușită, pentru că suntem la început de săptămână. Ieri am sărbătorit 8 martie, Ziua Internațională a Femeii, și am celebrat implicarea femeilor din Republica Moldova, în primul rând în lupta cu COVID, pentru că noi cunoaștem foarte bine că 80% din persoane care luptă pe prima linie în domeniul medical și social sunt femei. Mai puțin, mai slab stăm cu femeile care iau decizii, dar a dat Dumnezeu și avem și o doamnă președintă. Noi ieri am încurajat liderismul feminin, de aceea îmi pare foarte bine să salut toate doamnele astăzi pe această platformă. Femei lidere în localitățile sale, în instituțiile pe care le reprezintă, și fac un apel la solidaritate. Îmi pare foarte bine că această platformă
este creată pentru a ne facilita comunicarea între noi. Având în vedere că sunt deputată în Comisia Administrației Publică, comisia care nemijlocit lucrează cu oamenii în teritoriu, cu autoritățile publice locale, cu instituțiile din aceste autorități publice, mie îmi pare foarte bine că am să am posibilitatea astăzi să aud multe femei care ne vor povesti cu lux de amănunte ce au făcut ele pe perioada de un an de pandemie și care sunt provocările, care sunt obstacolele, ca împreună până la sfârșit de această sesiune video să ne facem și niște notițe, să ne punem niște scopuri comune, astfel încât să știm ce avem de făcut de azi încolo ca lucrurile să se îmbunătățească în Republica Moldova. Prin într-un mesaj voi scrie adresa site-ul meu arinaspătaru.media și numărul meu de telefon și rog toate doamnele care vor considera că pot să le fiu de folos, de ajutor, să mă contacteze de fiecare dată când vor considera de cuvință. Zic, Doamne ajută acestei platforme de comunicare, mi-ar fi plăcut să ne vedem pe viu, dar vă încurajez să nu disperați că vor fi ocazii când ne vom întâlni și pe viu. Mulțumesc, doamna Burdeanu, vă dau estafeta și sper o discuție frumoasă, constructivă astăzi să o avem spre binele nostru a tuturor. Vă mulțumesc mult, doamna Spătaru. Dacă mai este o doamnă deputată care ar avea deschidere acum să salute participantele la această sesiune, vă rog mult. În listă sau conform listei este doamna Grețu. Doamna Grețu? Nu este. Și doamna Darobona, vreau să văd dacă se poate conecta acum. Bună ziua! Eu nu știu dacă mă auziți bine, că eu am niște probleme cu sunetul. Am încercat și așa, dar nu reușește. Vin să salut stimatele doamne care sunt participante la această ședință. La a doua ședință venim deja la sigur cu ideea că sunt binevenite aceste ședințe. Facem schimb de opinii, schimb de păreri și la sigur o să venim cu soluții. Mă bucur foarte mult că doamnele manifestă interes. Am fost contactată după ședința precedentă de mai multe doamne din Republică, inclusiv cu ideea că ar fi bine dacă aceste ședințe al noastre se transmit online și am înțeles că ele sunt online pe site-ul Parlamentului. De aceea le salut pe toate doamnele. Cine dorește să ne mai audă, bine, să participe ulterior, probabil în privat sau în discuții mai puțin oficiale cu fiecare din noi, cel puțin eu am deschiderea și ne urăm o zi bună în continuare și o activitate cât mai eficient pe durata acestor două ori cât o subereze ședința. Mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult, doamna Darovana, doamna Svetlana Rotundu s-a alăturat. Doamna Rotundu, ați vrea să salutați participantele? Da, eu văd că microfonul dumneavoastră este pornit, adică am putea să vă auzim. Bună ziua, eu îmi cer scuze că am și eu niște probleme tehnice. Vreau să salut toți participanții la această platformă de discuții și eu chiar mulțumesc celor care au generat desfășurarea acestor discuții pentru a ne face cunoscuți cu situația din toate zonele Republicii Moldova referitor la problemele care s-au creat în acest an în cadrul acestei pandemii care s-a năpustit asupra întregului glob. Și eu mi-aș dori ca, dacă sunt doamne care activează în autoritățile publice locale și au nevoie de sprijinul nostru a femeilor deputate, sunt și eu deschisă, așa ca și doamna Arina Spătaru și ca și celelalte doamne care astăzi participă și cele care nu au avut posibilitatea să participe la această discuție, sunt deschisă pentru a vă sprijini, stimate doamne. Eu cu întârziere vreau pe toate să vă felicit cu ziua de 8 martie, care am consemnat-o ieri, o zi care ne aduce aminte că noi, femeile, trebuie să fim îndrăznețe, trebuie să fim puternice și să luptăm pentru binele acestei țări. Vă mulțumesc! Noi vă mulțumim mult! Dacă veți putea data viitoare să porniți camera, vom fi foarte recunoscătoare. Doamna Grețu mi-a scris că ar vrea să intervină, vă rog mult!
Doamna Grețu, noi aproape nu vă auzim. Deloc? Iată, acum vă auzim foarte bine. Da, bună ziua tuturor! Eu la fel doresc să felicitați în spatele nostru cu frumoasă sărbătoare cu o martie, să-i urez multă sănătate, realizări frumoase și infinite bucurii să aibă. Dragii mei, apreciez începerea activității în platformei femeilor deputate și anume cu aceste, după părerea mea, sunt primele activități foarte importante și foarte așteptate de cetățenii noștri, mai ales că în aceste activități sunt implicate alesele locale din întreg teritoriul țării noastre. De asemenea, consider că în urma discuțiilor de astăzi, toate problemele, soluțiile care vor fi, este bine ca să le facem o generalizare, o sistematizare și să fie înaintate către organele de resort pentru a fi executate, iar noi, într-adevăr, femeile de pe platforma deputatelor Parlamentului Republicii Moldova, să le avem pentru diverse inițiative legislative. Într-adevăr, perioada de un an de zile, de pandemie, ne-au adus foarte multe impedimente atât în sistemul de sănătate, cât și în sistemul educațional și este foarte bine ca noi astăzi să discutăm și să vedem care vor fi soluțiile pe viitor. Vă urez succese tuturor femeilor și nouă deputatelor în Parlamentul Republicii Moldova, atât în activitatea de astăzi, cât și activitatea pe viitor. Vă mulțumesc mult, doamnă Grețu. Totuși aveți o problemă cu sunetul, dacă ați putea să rugați vreun tehnician să vadă dacă se poate face ceva, pentru că să putem comunica în continuare. Bine, iată acum o să da. Bună ziua! Bună ziua, Iulian! Doamna Bărdeanu, fac abuz de microfon pentru că noi nu avem în meniu posibilitatea de a ridica mâna. Nu înțeleg de ce. Okay, bine. Salut pe toată lumea frumoasă de aici. Vă felicit și eu cu sosirea primăverii și vă urez tuturor ca 8 martie să fie în fiecare zi, dar nu în sens de sărbătoare, dar în sens de a lupta pentru oportunitățile noastre de gen, pentru oportunitățile noastre de a obține ceva egalitate, măcar treptat, dacă nu toată odată, în viața socială, în viața politică, în viața economică a țării noastre. Cred că avem mult de muncă la acest capitol și greul acestei munci cred că sunt pe umerii aleselor locale. Noi suntem cele care doar putem să promovăm ideile pe care dumneavoastră ne le dați și cred că discuția aceasta, dialogul acesta încrucișat este foarte binevenit pe această platformă, pentru că noi discutăm cu alesele locale care sunt din fiecare partid, deci cei responsabili de teritoriu, de localitățile din țară, discută. Dar nu avem o discuție, cred că destul de deschisă, cu alesele locale ale altor partide. Și această platformă este foarte și foarte utilă în acest sens. Haideți să discutăm, haideți să ne împărtășim ideile, pentru că cunoaștem foarte bine pe parcursul anului. Au venit multe semnalări, s-au semnalat multe probleme și indiferent de apartenența la partid, ele am senzația, dar nu senzația, dar certitudinea că sunt aceleași și dialogul aici ne va ajuta să le soluționăm împreună, la nivel local și la nivel central. Vă mulțumesc și încă o dată succes nouă tuturor în dialogul acesta și în soluționarea problemei. Vă mulțumesc mult, doamnă Sașin, și vă mulțumesc că ați făcut uz de microfon, pentru că, cum spuneam, suntem foarte multe de această dată și chiar este foarte greu să identificăm cine este și cine nu este.
Totuși, aș ruga doamna de la suportul tehnic să ne ajute cu niște tipsuri legate de butonul ridică mâna. Poate în chat, Aliona, să scrieți dacă ați putea, pentru ca să lucrăm eficient. Vă mulțumesc tare mult. Acum aș vrea să discutăm despre constrângeri, riscuri, necesități și lecții învățate în perioada pandemiei, în special de către instituțiile de învățământ care au avut o mare provocare. Și aș vrea să-l rog să vorbească pe domnul Ion Recean, șef Direcției Educației Drochia. Bună ziua! Domnul Recean, sunteți cu noi? Da, bună ziua! Bună ziua, stimate! Dar noi vă auzim, vă rog! Îmi permiteți să vă aduc calde felicitări cu sosirea primăverii și cu Ziua Internațională a Femeii. Multă sănătate, multe realizări, înțelegere și toate cele bune în casele dumneavoastră să adune. Vorbind despre problemele care sunt stringente în perioada aceasta pandemică, aș vrea să zic că una din problemele cele mai dureroase, aș zice, este neîndeplinirea acelor legi care noi le avem ca bază în societate, în învățământul din Republica Moldova. Da, primul an a fost un an greu, n-am știut multe lucruri, a trebuit să din mers facem unele schimbări, dar mergând mai departe și văzând că pandemia nu cedează, din contră avem diferite probleme cu această boală, oare, cum să-i zicem, nici nu știu cum să-i atribui un calificativ, dar noi trebuie să ne conformăm și să găsim metode de a lucra și cel mai important este pentru a petrece orele, căci vedem că societatea în sfârșit a înțeles că au nevoie de studii, au nevoie de copii, de elevi buni, elevi care studiază și, dar cu părere de rău, n-au înțeles că rolul principal în acest timp îl joacă profesorul, învățătorul, care aș zice că noi la acest moment suntem în a doua linie în lupta cu COVID-ul. Părere de rău, legislația în Republica Moldova se îndeplinește așa cum se îndeplinește și aici este o problemă mare care ne-am întâlnit, au fost școlile mici. Școlile mici, și mă refer aici nu la școlile care au 90 de elevi ponderați, că acele conform codului educației li se dă statut de școli mici. Noi în Republica Moldova avem școli cu 5 copii. La Drochia am avut și așa o școală. Noi în codul educației nu găsim noțiunea de școală. De la câți copii noi putem să numim instituția școală. Și aici eu, spre exemplu, zic, se implic politicul. Încercând în raionul Drochia să optimizăm sau, nu știu, de fapt să zici că să le închidem, să optimizăm așa școli, noi am găsit o opunere. Optimizează prin decizia Consiliului. Și dacă s-a adresat un părinte, de acum avem părerea din 5 părinți s-au adresat că nu nouă ne trebuie școală în localitate. Cheltuielile care le-am suportat la o școală au fost de 1 milion de lei. Unii prioritatea că toți elevii sunt egali, dar așa s-au făcut cheltuielile per elev. Mai departe, a doua întrebare despre alimentație. Copiii la noi se alimentează numai copiii din clasele mici, dar ce facem cu restul? Mai ales și acum în perioada pandemiei noi am primit așa o lege, acum un ordin, că unii posibil în timpul acesta de pandemie să hrănim copiii, să le dăm la pachet. Deci primim lege că toți copiii trebuie să stea izolați, de aici se primește că noi trebuie să le ducem pachetul.
Deciziile Comisiei Extraordinare în Sănătate. Noi nu dovedim. Noi nu dovedim după aceste decizii. Noi vrem ca copiii să... Noi vrem ca școala să o păzim de COVID. Noi vrem ca profesorii să-i păzim. Dar ne uităm ce se face în jurul nostru. Deciziile sunt luate după, nu știu cum să zic, după zi, după situația de la moment. Lucrează parcurile, lucrează magazinele, nu se iau legi. S-a luat o lege de amendat, s-a contravăzut că nu-i corect, s-a adresat în judecată. Au ieșit doi părinți, au cerut, 70 de părinți au cerut olimpiadă. Noi am încercat să facem olimpiadă ca până la urmă și să nu facem nici lecțiile. Acum s-au început alte campanii de nu susținem bacul. Și eu cred că o să ajungem la aceea. Părinți vreau carte, dar pe de altă parte socot că nu-i bine de să dea examenele, dar în codul educației scrie strict și orice finalitate se termină cu examenul de capacitate sau de BAC și numai în acest context elevii poate să primească diploma de bacalaureat și să proceadă la studiile superioare. Numai cu examenul de capacitate și cu certificatul de nouă clasă poate să meargă la liceu, la școala profesională. Având toate aceste probleme, da, ele sunt multe. Eu înțeleg și problema educației la online, nu educația care vrem să o acordăm elevilor și societății, hai să zic așa. Dar acesta a fost un pas care ne permite să păstrăm sănătatea oamenilor. Noi avem în raionul Drotia peste 27% de profesori pensionari care au trecut de vârsta de 63 de ani, care venind au scris declarațiile că vin la ore pe propria răspundere. Avem profesori care mai puțin au putut să utilizeze în primul an TIC-ul, calculatorul. Acum, în perioada aceasta, da, avem ca și peste loc probleme unde nu ajung calculatoare la elevi. Ne bucur fapt că practic toate cadrele didactice prin contract s-a acordat școala, prin fapt că au procurat au început să activeze. Și totodată primim aceste din partea societății căci noi nu dorim, profesorii nu doresc la școală, că se protejează prea tare. Dar asta nu e corect. Și pentru ca să oprească discuțiile în societate, da, noi nu putem să oprim. Fiecare are dreptul la opinie și e corect. Dar trebuie de luat o lege și din momentul în care legea este aprobată, este studiată, este pusă în vigoare, noi trebuie să o îndeplinim. Și nu trebuie să comentăm că mie îmi place sau mie nu îmi place. Așa se primește acum cu învățământul online. Nu ne place nici nouă, dar altă posibilitate nu-i. Și aici ar trebui ca Parlamentul, ca Guvernul, din contra să aloce mai mult finanțe pentru procurarea mijloacelor TIC, pentru înzestrarea cu internet de calitate, ceea ce s-a făcut în anul trecut de studii și acum toamna, practic în Raionul Drotia toate școlile au internet de calitate. S-a procurat tehnică de calcul. Dar nu ne-i de ajuns. Nu putem îndestula familii care... Dar la noi și unele familii nu le propunem calculatorul și nu vreau să iei calculatorul, că trebuie să aibă internet sau să tem că copiii lor nu o să ocupe la lecții, dar o să strici calculatorul. Noi avem și așa, ne-a dat înscris că refuză să primească calculatorul. Dar pe de altă parte ne spune că
lecțiile nu trebuie de le făcut la distanță, dar numărul de îmbolnăviri... Domnul Răcean, cred că noi am înțeles ideea generală. Doamna Spătaru avea o întrebare și... Dacă îmi permiteți, aș vrea ca la nivel de... Fiindcă discutăm cu doamnele parlamentare, pe multe le cunosc de activitatea, ar trebui să ne întoarcem, să întoarcă Parlamentul la legea finanțării școlilor. Avem școli care, da, așa e situația acum în Republica Moldova. Noi o să avem mulți școli care au deficit de buget din faptul că au număr mic de elevi. Și nu le putem nici optimiza sau nu avem transport sau să îi aducem la altă școală. Sunt cazuri. Formula de finanțare a școlilor trebuie de revăzut. Trebuie de socotit care este școala, care este... și ce trebuie să-i acorde statul suport ca această școală să existe. Dar în momentul în care lăsăm pe umerii apeleului local, nu o să rezolvăm situația. Și da, am înțeles. Vă mulțumesc. Numărul de elevi, noi avem undeva mai mult de 40 de... Mare. Vă rog foarte mult să formulați ideile. Mă scuzați, vă zic... Dacă e posibil să vorbim punctual, pentru ca și doamnele deputate mai ușor să înțeleagă care sunt problemele pe care vreți să puneți accent sau de care, unde aveți nevoie de suport pentru a le depăși și în același timp ca să dăm posibilitate la mai mulți participanți la această discuție să vorbească. Vă mulțumesc enorm, domnul Recean. Doamna Spătaru vroia să pună o întrebare. Domnule Recean, aș vrea direct să trec la întrebări, să vă cer opinia și cred că ar putea să vină cu exact aceeași opinie și ceilalți reprezentanți a direcțiilor învățământ din alte raioane. Ați vorbit despre faptul că în codul educației nu este stipulat de la câți copii ar trebui să înceapă o școală. Da? Da. După opinia dumneavoastră, cum credeți, câți copii ar fi suficienți pentru o școală ca ea să înceapă a activa astfel încât să nu ajungem la istoria că 5 copii o școală? Eu am experiență, am văzut 6 copii, 5 angajați la o grădiniță dintr-un sat din raionul Râșcani și 6 copii în grădiniță. Cum credeți? De la ce număr ar trebui să pornim ca să soluționăm problema asta despre care dumneavoastră a discutat? Vedeți, doamna deputat, vedeți care e problema? La noi este primită legea cu finanțarea școlii per elev, așa? Și acolo este socotit că dacă sunt 90 de copii ponderați, adică sunt, asta e undeva de 137, depinde de câți copii sunt în clasele primare, că nu la clasele primare se atribuie coeficientul 0,75, adică un elev îi socotit să finanțează numai 0,75. Și dacă să luăm ca școala se poate finanța în baza formulei de finanțare, deci undeva optimal numărul de elevi în școală care ar trebui să fie, de la 150 în sus. Dar în cazul în care noi ne ținem de lege, de formula per elev, dacă se găsește, dar așa școli avem, cu părere de rău, puține. Da, am înțeles. De elevi puțini. Dacă luăm o decizie ca școala să fie de la 100 de elevi, de la 80 de elevi, și să aibă în toate clasele, atunci ar trebui de prevăzut o finanțare adăugătoare ca să ajungem la cei ca să avem de lumină, de gaz, de salarii și poate mai puțin de investiții în de material didactic și... Da, vă mulțumesc, domnul Recean. Doamna Albu Oxana, vă rog mult. Doamna Albu Oxana. Da, se aude?
Da. Se aude? Da, bună ziua tuturor! Vreau să salut și eu prezența la acest forum și inițiativa de a pune în discuție așa probleme strigente și vreau să mă conectez la ceea ce a spus domnul și vreau să vin cu o propunere. Dacă nu vă supărați, ați putea să ne spuneți cine sunteți, pentru că noi... Da, sunt vicepreședinte Raionul Vlădeni și sunt și responsabil de domeniul educației. Mulțumesc. Și respectiv, la ceea ce a spus domnul șef direcției, vreau să adaug, adică vreau să vin cu o propunere. Noi foarte bine ne dăm seama că cele mai mari cheltuieli școlile le suportă pentru, sunt cheltuielile de personal și sunt cheltuielile de logistică a instituției. Ori, formula de finanțare per elev nu ne permite să acoperim toate aceste cheltuieli, deoarece eu cred, părerea mea este că din start această formulă a fost concepută ca să arate că școlile mici nu au durabilitate și să se autolichideze. În acest scop, noi am avut o platformă de discuții în cadrul raionul și am ajuns la concluzie cel mai bine ar fi fost ca formula de finanțare să se bazeze pe numărul de clase, fiindcă profesorul este finanțat la fel, ori în clasă stau 30 de elevi, ori în clasă stau 5 elevi, sau cheltuielile de logistică a unei instituții sunt aceleași în cazul când avem aceeași suprafață de încălzit, de susținut, de iluminat și așa mai departe, ori în școală sunt 100 de copii, ori în școală sunt 30 de copii. Eu consider că dacă noi reglementăm foarte strict numărul de copii în clase și finanțăm instituțiile per clase de elevi, atunci situația s-ar schimba și noi să putem să menținem și acele școli mici despre care vorbea colegul. Vă mulțumesc tare mult! Aș vrea să... Mai avem o solicitare de la doamna Ludmila. Dumneavoastră așa sunteți scrisă, vă rog. Bună ziua! Bună ziua tuturor! Vă rog să vă prezentați. Da, директор публичного учреждения Теоретического лицея Льва Толстой Гладяны. Хочу внести еще одно предложение, поддержать госпожу Албу Оксану и в частности по финансированию русских школ. Дело в том, что в русских школах гораздо больше дополнительных предметов. Это изучение русского языка, это изучение предмета ИКТР. И поэтому финансирование русских школ и лицеев требует больших затрат и усилий. Второе мое предложение. В этом году, как никогда, пандемия продемонстрировала и плюсы. Она была толчком для инноваций, для обучения нас, учителей. Недаром дженерикум у нас был учитель-агент перемен. Поэтому, мне кажется, нашему государству нужно задуматься о статусе учителя. Пандемия продемонстрировала, что только учитель, понимаете, он взял на себя ответственность за судьбы, за души, за глаза детей. И поэтому мы очень нуждаемся в поддержке и защите государства. Третье предложение – это отношение к нашим родителям. Просто необходимо законодательно повысить ответственность родителей и лиц их замещающих за воспитание детей, за ответственность их присутствия, как физическое, так и онлайн. Я считаю, что надо не перекладывать только на плечи учителей, воспитателей и так далее, а именно привлечь и дать больше возможностей, чтобы родители непосредственно отвечали за, и несли ответственность за воспитание своих детей. Спасибо. Спасибо вам. Домна Анжела Мусенко, ворог. Да. Bună ziua. Да, bună ziua. Aș vrea să abordez problema articolului 141 al Codului Educației, care spune că administrații publice locale din nivelul 2 sunt obligate să asigure transportarea gratuită a elevilor de la școală către la școală și de la școală pe distanțe ce depășesc 2 km. Vreau să vă spun că în ultima vreme avem solicitări extraordinare de multe pentru a îndeplini această prevedere a Codului Educației. Inițial, când a fost aprobat regulamentul de organizare a serviciului transport elevi, deci eram obligați să asigurăm transportarea elevilor către școlile de circumscripție, adică către districtele școlare.
Acum, această prevedere a codului educației ne pune în dificultate de a nu putea să organizăm transportarea elevilor în mediul rural pe distanțe ce depășesc 2 km. Deci trebuie să vedem. Avem nevoie de bani, avem nevoie de unități de transport ca să putem să satisfacem cerința părinților. Vă mulțumesc mult. Aș ruga-o pe doamna Monica Babuc să conecteze. Cred că dânsa ar putea să ne dea și mai multe răspunsuri și o analiză la tot ceea ce s-a vorbit până acum. Doamna Babuc, dacă ați putea să vă conectați. Da, vă mulțumesc. Mă auziți? Da. Bună ziua tuturor. Mă bucur foarte mult. În primul rând mulțumesc Iuliana și tuturor colegilor din Parlament. Stați un pic să-mi aranjez ecranul ca să fiu și eu cumva văzută. Pentru această discuție foarte, foarte bună și foarte utilă. Vreau să salut aici reprezentanții organelor locale de specialitate în domeniul învățământului cu care am colucrat mai mulți ani și pentru care am un extraordinar respect pentru, într-adevăr, acest absolut extraordinar efort pe care și l-au asumat în pandemie. Acum am avut bucuria să ascult și ceea ce au spus colegele mele antevorbitoare, parlamentarele, și știu că absoluta majoritatea lor sunt femei cu o experiență de viață și profesională foarte bună și mă gândeam că primul gând care mi-a venit după ce am ascultat și reprezentanții din teritoriu, fie că e vorba de doamna Albu și doamna Gurscă, pe care le salut, doamna Gurscă fiind colega mea de facultate, dragă Ludmila, îți transmit cele mai bune gânduri, la fel ca și domnului Recean, mă gândesc ce ar fi să instituționalizăm această platformă a noastră, a femeilor deputate și a reprezentanților organelor locale de specialitate, reprezentanților instituțiilor de educație de orice nivel și chiar a părinților prezenți aici la noi în discuție, ca să elaborăm, de ce nu, ulterior, niște propuneri de modificare a codului educației care se impun absolut în contextul pandemiei. Pandemia a schimbat foarte multe lucruri în viața noastră, inclusiv a schimbat modul în care are loc procesul de educație. La un an de zile, noi deja avem experiența și cred că și capacitatea să mergem înainte și să utilizăm această experiență de un an de zile în pandemie ca să o îmbunătățim. Eu vreau să vă spun că cumva sunt mândră că am reușit în august trecut, dacă vă aduceți aminte, împreună cu ministrii de atunci aflați în funcție, domnul ministru Igor Șarov, doamna ministru Viorica Dumbrăveanu, domnul ministru Sergiu Pușcuță de la Finanțe, să discutăm mai multe lucruri legate de pandemie pe platforma a 4 fracțiuni parlamentare reprezentate în Parlamentul Republicii Moldova. Vorbesc aici de Partidul Democrat, platforma DA, PAS și PSRM. Și în rezultatul activității acestei platforme a fost decisă alocarea celor peste 30 de milioane de lei din bugetul de stat pentru dezinfectanți de mâini și de suprafețe pentru școli și, dacă mi-aduc aminte bine, peste 105 milioane de lei pentru achitarea orelor suplimentare care sunt realizate de către pedagogi în condiții de pandemie. Dar asta este foarte puțin. Trebuie să mergem înainte și să ne gândim la lucruri fundamentale. Sunt de acord cu domnul Recean și cu toți dumneavoastră când spuneți că formula de finanțare trebuie schimbată. Nu că sunt de acord, dar am pledat pentru asta și în mandatul meu de ministru, pentru că noi trebuie să înțelegem că avem în Republica Moldova peste 400 de școli mici sau care pretind sau tind cu numărul de elevi la instituții care pot fi numite școli mici. Și dacă vom continua cu această formulă de finanțare per elev, noi trebuie să înțelegem că o sumedenie de localități rurale de la noi, care multe dintre ele sunt vii, dar pentru care o școală de 150 de elevi este o școală vie și mare, pot dispărea pur și simplu. De aceea, în primul rând,
formula de finanțare a instituțiilor trebuie modificată și eu vă invit pe toți dumneavoastră, mulțumesc doamnei Albu de la Glodeni pentru această idee de finanțare per clasă, e de gândit asupra ei, dar eu sunt sigură că sunt și alte idei și vă rog să le expuneți astăzi. De asemenea, mi-am notat aici câteva probleme legate de alimentația la distanță și de bacalaureat în pandemie. Anul trecut eram în situația în care, dacă mi-aduc aminte, bine la 17 martie s-a intrat în lockdown, în carantină universală, care era stabilită până la 15 mai și care a fost ulterior prelungită. Este cumva firesc și normal ca într-o situație în care ne-am pomenit cu o extraordinară lipsă de cunoștință, de experiență, ce să mai ascundem? Eram câteodată și disperați de situația în care copiii trebuiau să nu vină la școală, să învețe din mers online. Zic, era firesc ca acest examen de bacalaureat să fie schimbat cu notele de an. Dar acum avem un an de experiență. Are dreptate domnul Recean când spune, trebuie să ținem cont că cunoștințele copiilor trebuie evaluate. Prin urmare, cât privește bacalaureatul, haideți să atragem în această platformă a noastră și părinții și să le explicăm că frica copiilor de examen a fost, este și va fi întotdeauna. Dar calitatea cunoștințelor lor pentru ei contează cel mai mult și trebuie să stabilim un mediu favorabil copiilor, chiar și în pandemie, ca ei să înțeleagă că examenele nu sunt o tortură, dar este un exercițiu de evaluare, nimic mai mult. Mai departe, cât privește alimentația, dragi prieteni, când vorbim că, uitați-vă, hotărârile Comisiei de Situații Excepționale nu se realizează, sau întârziem după ele, vă înțeleg foarte bine. Știu care este nivelul de asigurare cu cadre didactice. Dacă vă aduceți aminte, acum 2 ani am întreprins pași serioși pentru aceea ca să atragem tinerii în școli. Am mărit indemnizația tinerilor specialiști, am micșorat norma tinerilor specialiști în școli. Vă rog foarte mult să vă ghidați și în pandemie de aceste idei și să continuați să lucrați cu tinerii care vor și pot să meargă la specialități pedagogice ca să nu ajungem la situația în care profesorii în vârstă trebuie să vină și să scrie că vin la ore asumându-mi toată responsabilitatea, deci cu risc pentru viața lor. Ce vreau să zic? Atunci, ca să închei acest cuvânt al meu și poate voi interveni mai târziu, atunci când vorbim despre soluții, ele trebuie să găsite în comun. Iată această platformă comună a femeilor parlamentare, a doamnelor care și în calitate de mame, și specialiste în educație, și specialiste în asistență socială, și pur și simplu femei active și parlamentare, suplimentată de oamenii din organele locale de specialitate în domeniul învățământului, de părinți, de pedagogi și așa mai departe, poate aduce la crearea unor inițiative legislative pe care și eu și colegele mele din alte fracțiuni sunt sigură că le vor semna pentru ca să soluționăm rând pe rând toate problemele care apar în sistemul de educație în pandemie. Vă mulțumesc și vă doresc succes în activitatea acestei platforme. Vă mulțumim mult, doamnă Babuc. Acum aș vrea să o rog pe doamna Mariana Odobescu, șeful Direcției Educației Iedene, să intervină. Și dacă ați putea, doamna Odobescu, imediat să începeți prin a ne spune dacă sunteți pregătită pentru o eventuală evaluare online sau dacă aveți și alte soluții alternative în cazul în care situația pandemică rămâne așa cum o știm astăzi. Vă mulțumesc! Bună ziua, Iedinuță, vă salută și vreau să vă mulțumesc pentru posibilitatea, oportunitatea de a ne expune poziția. Referitor la evaluarea online a copiilor de bacalaureat, dacă am înțeles corect întrebarea, cred că Iedinuță, așa cum și alte raioane, cât și Ministerul, Agenție de Evaluare, noi nu suntem pregătiți de a desfășura evaluarea de la distanță a examenului de bacalaureat. Asta este. Dacă vorbim de eficiența studiilor de la distanță, totuși, noi ne-am, pe parcursul acestei perioade, noi ne-am asigurat că eficiența nu este atât de bună. Ne
Ne-am întâlnit cu multe dificultăți, dotare de tehnică de calcul, conectare la internet, imposibilitatea copiilor de a se conecta pentru că ei sunt lăsați cei mici singuri în fața calculatorului și multe altele. Noi venim cu o soluție ca decizia de studiu a școlii de la distanță sau prezență fizică să vină totuși de la administrația publică locală, de aici din nivelul 1 și 2, în dependență de numărul de cazuri, pentru că avem localități acum la moment, instituții de învățământ în care nu sunt înregistrate cazuri pozitive de COVID. Atunci, de ce noi impunem pe copii să stea acasă și să nu facă studii de calitate? Încă o dată vrem decizia să fie la nivel local și nu național. Încă o problemă care noi ne-am ciocnit, să spunem așa, este vorba despre respectarea cerințelor sanitaro-igienice. Nu se respectă. Nu se respectă atât în instituții de învățământ, cât și în societate. Am venit cu o soluție ca să fie niște campanii de educare, de informare, atât la nivel național, cât și local, pentru că nu respectă. Și nu este problema numai în școală. Dacă ieșim în afară școlii, noi vedem că oamenii nu respectă. O altă întrebare. Dacă îmi permiteți, aș putea să intervin puțin cu o întrebare. Vorbim despre respectarea normelor de igienă. Ați putea să ne spuneți, în raionul dumneavoastră, toate școlile au acces la apă, la robinet, canalizare, pentru ca copiii să se poată efectiv spăla pe mâini ori de câte ori este nevoie? Mulțumesc. Da, la noi toate instituțiile de învățământ au acces la apă și canalizare. Au blocurile sanitare interne, cu excepția unei singure instituții, care acum, la moment, sunt lucrările de reparații și construcții. Noi suntem dotați, adică Ministerul Educației ne-a asigurat cu dezinfectanți, am asigurat cu măști, dar, după cum se vede, asta nu este îndeajuns, pentru că societatea la noi, nu sunt conștienți că trebuie să respecte. La noi încă se mai bazează, știți cum, pe frică. Elevul învață de frică ca profesorul să nu întrebe, profesorul lucrează pe frică directorul de către direcția educației și tot așa în lanț. Noi nu suntem destul de conștienți. Nu sunt o persoană așa, să spunem, rigidă, mai multă democrație, dar cred că organele abilitare ar trebui să mărească nivelul de monitorizări referitor la respectarea cerințelor sanitaro-igienice. Nu vorbesc de amendă, nu vorbesc de ei, dar niște monitorizez și atunci când îi faci observații omului, cred că cât de cât el se mai responsabilizează. O problemă este formarea profesională continuă, atât a cadrelor didactice, cât și a cadrelor manageriale. Acum colegii mei sunt de acord de toate momentele care au fost expuse, de finanțare, formulă. Un moment important este faptul că directorii instituțiilor de învățământ nu sunt pregătiți pentru gestionarea financiară a instituției. Ei nu cunosc multe lucruri, de anume ce ține de contabilitate. În instituțiile care oferă programe de formare continuă nu au modulele respective. Modulele care sunt propuse cam sunt învechite, atât cât cele pentru manageri, cât și pentru cadre didactice. Acum, și dacă vorbim de cadre didactice, vorbim de instruirea la distanță, iarăși instituțiile de formare continuă nu oferă acele module, acele platforme, cum se utilizează platformele DAPI. Cred că aici ar trebui puțin de revăzut curicula la instituțiile DAPI. Un moment mai este rolul și poziția organului local de specialitate. Noi, pe de o parte, ne implementăm politicile statului în teritoriul dat, pe altă parte, noi suntem angajați administrației publice locale și atunci când viziunea acestor două instituții nu coincide, noi suntem cam într-o dilemă. Nu putem implementa politicile statului la nivel local. Aici cam ar trebui să revedem care, ce fel de organ suntem noi, concentrat sau desconcentrat.
În rest, eu așa mi-am punctat câteva lucruri, multe lucruri au fost expuse de colegii mei și nu vreau să mă repet. Dacă sunt careva întrebări. Eu am o întrebare, dacă se poate, doamna Bordeanu, îmi cer scuze, aș reveni totuși la întrebarea domnului Recean cu privire la numărul de copii în școli. Da? Deci dacă este vorba să reglementăm câți copii ar trebui să fie într-o școală, ca să fie numită școală cu adevărat, doamna Odobescu din Edeniț, probabil că și ea are o poziție și o părere la acest subiect. Mulțumesc! Nu știu dacă este problema în numărul de copii în școală, totuși cred că doamna Băbuc a spus că instituția de învățământ trebuie să fie prezentă în orice localitate, că dacă instituția de învățământ nu este, atunci și localitatea cam ar muri. Și nu știu dacă este bine spus că trebuie instituția de învățământ să aibă atâția copii sau atâția copii. Pentru fiecare localitate trebuie să existe instituția de învățământ, indiferent de numărul de elevi. Care este soluția? Deja individual, noi încercăm să rezolvăm problema dată. Avem hotărârea de guvern 868 în care e clar scris instituțiile de învățământ cu un număr mai mic de 91 de elevi nu pot exista ca persoană juridice. Avem deja create trei filiale de instituții de acest gen cu număr de mic de elevi și urmează să mai creăm încă 5 apoi 8 filiale. Financiar este rezonabil și cât de cât rezolvă situația dată. Vă mulțumesc mult! Avem o solicitare de la doamna Grigorie Bulnara, șefa Direcției Educației Dondușeni. Vă rog! Doamna Grigorie? Nu se conectează doamna. Da. Sunt. Vă rog atunci. Da, aș vrea să dau un răspuns cu referire la numărul de copii în instituții. Noi în raionul Dondușeni aveam 70% din instituții cu număr mic de copii și respectiv sunt un deficit mare de buget. Ca să putem cumva să ieșim din acest impas, am decis împreună cu managerii instituțiilor să facem admiterea în clasa 1 peste un an în localitățile cele unde număr de copii este mic. Soluționăm printre aceasta numărul de elevi în clasă. Dacă până acum în clasele, în școlile mici erau 4, 5, 6, 7 elevi maxim, acum peste un an se adună clasă de 14-15 copii. Această măsură diminuează deficitul de buget și treptat sperăm că o să dispară problema de optimizare a instituției. Ca o idee, cu referire la finanțarea instituțiilor, consider că ar fi bine de revăzut nu toată formula de finanțare, dar aportul acela pentru instituții, suma care se dă pentru o instituție. În instituțiile mici să se dea o sumă mai mare suplimentară, în cele mari, suma aceasta să fie diminuată. Acest pas a fost întreprins anul precedent, când au fost aprobate modificările la legea 868 și cred că suma trebuie să fie revăzută. Pentru că școlile mari, cu numărul de 30-35 de copii în clasă, nu știu unde să mai investească bani. Schimbă modula la 2-3 ani în instituții. Dar cele mici, nu știu cum se întindă cu apă mai de pe o parte, pe cealaltă parte. De acord, doamna Grigorie. Bravo. Da, e ca o idee. Cu referire la alimentare. Pentru alimentarea unui elev, deja 3 ani, este stipulat de guvern suma de 10-80. Spuneți-mi, vă rog, cunoașteți dumneavoastră că prețurile, de fapt, în 3 ani, au crescut aproape cu 50%. Deci, din acele 10-80 care putem să-i alimentăm copiii de 3 ani în urmă, anul acesta nu mai avem posibilitatea să le oferim o mâncare atât de corectă și potrivită, o alimentație atât de corectă și potrivită. Cu referire la problemele pandemice și de învățământ.
problemele de educație în pandemie. Dacă ne referim doar la învățământul online, unde toți ridică problema că calculatorul este problemă, nu este internet, nu este ce, eu aș vrea să ridic problema că instituțiile mici nu sunt dotate cu aparate și materiale pentru facerea lecțiilor de biologie, chimie, fizică. Noi, în pandemie, acum avem restricții să nu fie petrecute, efectuate, desfășurate aceste lecții de laborator în cabinet, doar demonstrative. Un an de, și dacă ar fi avut posibilitate fiecărui elev pe bancă să le punem uneltele și dispozitivele respective, lucrările ar fi putut fi desfășurate. Dar atunci când nu avem această posibilitate, un an de zile copilul nu știe, nu poate să efectueze lucrări de laborator la fizică. El nu știe ce este BEC, ce este ampermetru sau cheie sau altceva. Din motivul că dotarea instituțiilor lasă de dorit, mai ales a celor mici. Mulțumesc foarte mult. Doamna Grigore, cumva a făcut saltul spre al doilea subiect din agenda noastră, care ține de securitatea copiilor, alimentarea în timpul pandemiei și despre alimentare și cum au fost gestionați inclusiv banii care au fost alocați pentru anul trecut, când au fost doar lecții online în a doua parte a anului. Aș vrea mult să o întreb pe doamna Dubițcaia Tatiana, viceprimară de Bălți. Doamna Dubițcaia, dacă sunteți cu noi. Bună ziua! Onoare asistență, parteneri, colegi, mă bucur că am fost invitat la acest eveniment și ascultând pe cei care s-au expus anterior, am remarcat pentru mine că altfel aș fi crezut că trebuia să vorbim, fiindcă în primul rând noi ne-am deplasat de la tema pandemiei. Am revenit la tema una din 2012 foarte actuală, formula de finanțare, care da, a accentuat anumite probleme în perioada pandemiei, dar totuși, revenind la subiectul abordat de colegii mei, referitor la numărul de copii de instituții, el nu poate fi determinat din perspectiva mea de codul educației, deoarece nu există un număr suficient sau insuficient de copii. Aici sunt mai mulți factori care motivează această formulă și argumentează existența sau nu a școlii. Și trebuie să punem corect accentele, ce ne dorim noi, să întreținem o instituție de învățământ sau să dăm calitate serviciilor educaționale oferite de instituția de învățământ. Deoarece o școală nu poate avea un număr de copii 90, 120, 1200, totul depinde de capacitatea de proiect a instituției, de numărul de clase în paralel, de dreptele de școlaritate a acestei instituții, de dotarea cu cadre didactice, cu tehnică de calcul. Problema este de altă natură. Putem sau nu să oferim servicii egale pentru toți elevii din orice instituție de învățământ. De exemplu, municipiul Bălți, făceam așa o analiză până ascultam vorbitorii anterior, din cele 24 de instituții de învățământ primar, gimnazial, liceal, este un pic simetric, aș spune, repartizarea. Avem 8 instituții supraaglomerate, cei 33% cu un număr mare de elevi, circa 1000 de copii, plus minus până la 1700 în liceul Mihai Eminescu, începând de la 800 în alte instituții de învățământ în care există numai gimnaziu și clase de liceu. Avem instituții care se încadrează în formula de finanțare cu întreținerea școlii, dar mai puține servicii pot oferi în ceea ce privește înzestrarea laboratoarelor, sălile de sport, terenele aferente instituțiilor de învățământ. Și avem și, evident, 7 instituții cu un deficit bugetar determinat de un număr mic de copii. Noi trebuie să ne gândim, cred că și la nivel central și la nivel local, la posibilitatea de a revedea întreaga rețea a instituțiilor de învățământ. Deoarece spațiile neutilizate în procesul educațional în școli, unde numărul de elevi a crescut,
poate fi, după mine, cu un suport financiar acordat din partea administrației publice centrale prin programe experimentale, utilizat pentru învățământul preșcolar, despre care n-am vorbit deloc și nu știu cum în alte localități, dar municipiul Gălț, instituțiile de educație timpurie sunt un segment foarte important și cred că și în celelalte localități tot, care are simțit efectele pandemiei, poate nu mai mult, dar nici de cum mai puțin decât școlile. De aceea, revin la ideea că poate trebuie de examinat la nivel de Republică reorganizarea, reabilitarea instituțiilor gimnaziale, școlilor primare cu un număr mic de copii în sensul reorientării lor spre învățământul preșcolar. Numai că această problemă lăsată pe umerii administrației publice locale este imposibil de realizat, deoarece trebuie să recunoaștem incapacitatea unităților administrative teritoriale de a construi instituții de educație timpurii noi, de a reorganiza spațiile în conformitate cu cerințele sanitaro-igiene necesare pentru fiecare treaptă de învățământ. Și de aceea poate e cazul să ne gândim la niște programe guvernamentale care ar permite deschiderea noilor unități de educație timpurie. Acum, noi toți cunoaștem că începând din luna mai, părinții au început insistent să solicite organelor centrale și locale relaxarea restricțiilor privind relaxarea procesului educațional în grădinițe. Și argumentele acestea erau de natură diferită, începând de la securitatea copiilor care se aflau singuri în case, de la imposibilitatea părinților de a pleca la servicii, le cunoaștem toate. Foarte insistent se implică și doamne parlamentare în soluționarea acestor probleme. Nici la moment municipiul Gălți nu poate acoperi necesitatea integrală a populației municipiului cu locuri pentru instituționalizarea copiilor de vârstă preșcolară. Chiar m-ar interesa care este situația în celelalte raioane ale Republicii, astăzi vorbim cu zona de nord. Noi din 7.000 de copii de vârsta de la 3 la 7 ani din municipiu am reușit să încadrăm cu prezență fizică doar 4.400 de copii. 1.000 de copii beneficiază de servicii online, o parte din ele au fost solicitate de părinți pe motive de sănătate ale copiilor, o parte nu pot frecventa instituții de educație timpurie din cauza că nu au vaccinurile necesare. Mă interesează, doamnă moderator, care este situația pe Republică, cum rezolvă această problemă colegii noștri din alte unități administrative teritoriale și care ar fi soluțiile. De exemplu, pentru municipiul Gălți, parțial ar fi rezolvată problema prin redeschiderea unei instituții de educație timpurii noi, dar când vă spuneați, doamnă viceprimar, ați putea să ne spuneți cum se leagă solicitarea asta de situația pandemică, dacă s-a înrăutățit situația sau s-a îmbunătățit în ultimul an și... Este legată direct de situația pandemică, deoarece grupele din instituțiile de educație timpurie erau supra-solicitate în municipiul Bălți și reușeam să le acoperim, dar cu frecvență de peste 30, de la 30 până la 40 de copii în grupe. Și astăzi, când condițiile sanitare epidemiologice nu ne mai permit acest lucru, dar și există distanța socială de 4 metri per copil, evident că capacitatea grupii nu permite frecvența în așa număr a copiilor în grădinițe. Da? Astăzi suntem nevoiți să reducem la 12, 15, maxim 18 copii în sala de grupă a grădiniței. De aceea nu putem soluționa această problemă și, indiferent de toate adresările și din partea populației și din partea parlamentarilor și din partea altor actori educaționali care se implică, toată capacitatea de proiect a grădinițelor din municipiul Bălți a fost deja utilizată la maximum. Dacă în 2012 aveam 250 de grupe de grădinițe, astăzi avem 269. Adică am încercat prin reparații capitale sau curente
să folosim toate spațiile din municipiu. Mai există o posibilitate pentru municipiu, dar nu va rezolva problema integral. Aceasta este deschiderea grădiniței numărul 6, care a fost transferată din gestiunea statului în gestiunea municipală cu 2 ani în urmă, și pentru reparația căreia, în urma proiectelor de edilii și de cheltuieli, a fost estimată o sumă foarte mare, de 12 milioane și jumătate. Municipiul n-a putut investi aceste resurse integral, iar la solicitările noastre de a primi suport din partea administrației publice centrale, din păcate, a fost un răspuns negativ deja 2 ani în zile. De aceea, încurajez, doamnele deputați, dacă ne putem coordona în acest sens mișcările și să încercăm să rezolvăm măcar deschiderea încă a 6 grupe în municipiul Brăila. Aceasta este o problemă și eu cred că este problema municipiului Chișinău și municipiului Bălți. Nu știu care este situația în celelalte localități ale Republicii. Dacă e să revenim la școli, vorbesc mai departe despre școli, da? Atunci aș vrea să continui din ceea ce spunea predecesoarea mea, da? Despre respectarea în instituții de învățământ a normelor sanitare igienice. Eu nu sunt de acord că se respectă în măsură mai mică decât celelalte sfere din viața noastră. Eu, din potrivă, consider că copiii care sunt instituționalizați, cei care frecventează școală, cei care frecventează grădiniță, se află într-un spațiu mai sigur și mai protector decât atunci când sunt lăsați în grija doar a familiei, părinții sunt ocupați la serviciu. Chiar și din datele statistice pe care le prezintă sectorul medical din municipiul Bălți, am văzut că s-a mărit numărul de infectări în rândul de copiilor în perioada de vacanță, atunci când copiii nu erau în școală și, din potrivă, este ținut sub control acest număr atunci când copiii frecventează școală. Eu consider că faptul că în instituțiile de învățământ se respectă foarte minuțios toate reglementările Comisiilor Naționale Extraordinare de Sănătate Publică și datorită eforturilor noastre comune și administrații publice centrale, despre care au vorbit și colegii mei, despre vederele acestea care ne-au asigurat cu dezinfectante, cu echipamente de protecție, administrația publică locală, cu investițiile care au fost făcute din bugetele locale, bugetele instituționale, acest fapt ne permite să menținem situația de control în toate instituțiile de învățământ și, la moment, în 7 luni de activitate a învățământului în municipiu, avem un singur caz de infectare cu COVID al copilului de vârstă preșcolară, recent, săptămâna trecută, primul caz de infectare, și a avut loc în contactul cu familia și copilul nu a frecventat instituția, de aceea nu a trebuit să închidem în carantină grupele. De asemenea, consider că nu am avut, slavă Domnului, și era așa să fie și mai departe, focare și infectări masive. Dacă îmi permiteți, deci, dacă v-am înțeles corect, dumneavoastră, în principiu, ați optat pentru educație în sălile de clasă, deoarece aș opta pentru respectarea tuturor regulilor și pentru studiere în țările de clasă, deoarece noi demotivăm copiii, chiar și prin imposibilitatea lor de a participa la olimpiade, chiar și susținerea examenilor de la finele anului de studiu este importantă pentru elevii cu performanță, deoarece îi încurajează să învețe, îi încurajează să fie în concurență, îi încurajează să comunice. Iar prin inconsecvența unor decizii luate la nivel central, determinate, cred că de situație epidemiologică, de centrul de sănătate, de exemplu, mă refer acum la olimpiade, copiii noștri se simt foarte marginalizați de imposibilitatea de a participa la aceste concursuri tradiționale și foarte importante pentru elevii buni. Eu optez pentru continuarea studiilor în sălile de grupă, în sălile de clasă și crearea condițiilor pentru ca să reușim să facem aceasta și să ținem sub control infectarea cu COVID în instituțiile de învățământ. De aceea aș fi vrut să subliniez că decentralizarea este foarte bună, dar decentralizarea la nivel
local, la nivel de decizii, așa cum a spus colega mea din Iedemuc. Într-adevăr, deciziile trebuie luate la nivel de unități administrative teritoriale, deoarece problemele noastre sunt comune, iar situația este totuși diferită. Și de aceea comisiile văd mai clar situația din teritoriu. Același lucru se întâmplă și la nivel de unități școlare. Într-adevăr, în fiecare unitate de învățământ, situația poate fi diferită, chiar și într-o localitate. Cred că problema aceasta este mai reprezentativă pentru raioane, unde divertarea de la instituție la instituție este mai mare. Dar centralizat trebuie să luăm atitudini și să căutăm soluții pentru rezolvarea acelorași probleme. Centralizat trebuie, putem soluționa problema referitoare la dotarea instituțiilor de învățământ, parțial o rezolvăm la nivel de localitate, dar doar parțial. Și trebuie să recunosc ca și toți colegii mei că nu suntem pregătiți pentru învățământ la distanță de calitate, inclusiv și din cauza insuficienței de dotare în instituțiile de învățământ și pregătirea cadrelor didactice, cadrelor manageriale și acoperirea cu rețea internet. Toate instituțiile de învățământ sunt conectate la internet. Toate au extins zona de acoperire cu Wi-Fi de întreaga instituție. Dar oricum există căderi de internet în timpul aglomerării. Oricum, deși și din bugetul municipal și din bugetul instituțional, începând din vara aceasta am început a achiziționa și mai multe tehnică de calcul, astăzi nu suntem acoperiți totalmente cu toate dispozitivele necesare unui învățământ la distanță calitativ. Dacă dorim calitate, dacă dorim seriozitate și conștiință în procesul instituțiv educativ, trebuie să creăm toate condițiile pentru ca copiii să rămână în școală. Eu ce scuză, dumneavoastră aveți o întrebare de la doamna Spătaru. Da. Vă rog. Permiteți-mi să salut pe doamna Dubițcă și să apreciez deschiderea primăriei în vederea instituționalizării copiilor de vârstă preșcolară. Îmi pare foarte bine că noi am găsit lucruri comune și am putut să instituționalizăm foarte mulți copii de la 1 ianuarie. Într-adevăr, situația pandemică în instituțiile preșcolare și în instituțiile școlare în Bălți este una bună. Ea este luată sub control și sunt sigură că atunci când se depun eforturi comune la nivel de autoritate publică locală și instituții de învățământ, atunci se observă și rezultatele. Desigur că avem problema cea mai gravă, da, aveți dreptate, este cu copiii de vârstă preșcolară, pentru că copiii aceștia, ei merită în primul rând învățământ calitativ și siguranță. Aveți dreptate că copiii anume la grădiniță, uneori unii copii mănâncă mai bunișor și sunt în condiții mai de securitate decât acasă. Dar și dumneavoastră, doamna Dubițcă, ați spus că avem 7 instituții cu deficit bugetar, sălile căror nu sunt completamente completate cu copii care învață la școală. Eu vorbesc despre aceste 7 școli. Noi putem aceste școli să le folosim pe post de grupe de grădiniță, astfel încât să satisfacem încă o parte de copii cu instituționalizare preșcolară. Dacă ați precautat astfel de idei, pentru că dumneavoastră ați propus lucrul ăsta în raioane, în școlile din sate, acolo unde nu sunt acoperite toate clasele cu copii, dacă există o astfel de soluție pentru Bălți, pentru că și până acum oamenii mă deranjează cu problema asta gravă de a readuce copiii în sălile de grădiniță. Mulțumesc! Da, despre aceasta am vorbit și o idee de a crea școli primare grădinițe a apărut încă în anul 2012, odată cu implementarea formulei de finanțare în instituțiile de învățământ. În municipiul Bălți, toate spațiile neutilizate, încercăm să le reorientăm. Noi am reușit undeva la vreo 30% din spațiile neutilizate din școli cu număr mai mic de copii, să deschidem săli
de ocupații pentru școlile sportive care nu aveau bază tehnică materială, dumneavoastră cunoașteți, avem experiențe pozitive în cadrul gimnaziului numărul 2, care se utiliza începând din 2012 până în 2015, circa 10% din capacitatea spațiului școlii. Astăzi, în instituții, deja avem și stația tehnilor turiști și școala sportivă numărul 1 și întreg spațiul este, școlii este ocupate și vorbim despre trei instituții de învățământ, două extrașcolari și un gimnaziu care se află într-o singură clădire. După același principiu am mers cu gimnaziu numărul 15 în arendă de spațiul liceului de învățător cu orizont, spațiul neutilizant de gimnaziu numărul 4. Da, este o practică, consider pozitivă și mulțumesc administrației publice locale care s-a implicat foarte aici pe refer la Consiliul Municipal Bălți, care a susținut toate proiectele de decizii prezentate de Direcția Învățământ. Dar, într-adevăr, pentru a utiliza spațiile neutilizate pe care le-am putea elibera în gimnaziile cu un număr mic de copii, am avea nevoie de un suport financiar substanțial pe care bugetul municipal, din păcate, nu și-l poate asuma. Și dacă ar exista programe, proiecte guvernamentale de transformare a spațiilor neutilizate în procesul de studii în școli, în grădinițe, dacă aceasta ar fi un program național cu un suport financiar, eu cred că aceste spații ar putea fi utilizate în perspectivă, după ce ele vor fi racordate la toate cerințele instituției de educație timpurii, care sunt diferite de cele de școală, deoarece chiar și spațiul, clădirea școlii diferă de spațiul pe care îl are grădinița. Da, vă rog, dacă am putea să nu intrăm în detalii din seria aceasta. Înțeleg că optați pentru un program național, poate ar fi cazul acum să găsiți mai multe susținătoare în rândul doamnelor deputate, eventual am putea chiar să-l facem pe această platformă sau cel puțin să impulsionăm crearea lui, dacă mai multe doamne vor fi de acord cu dumneavoastră că este nevoie de un asemenea program. Aș vrea să-i menționez că noi avem mai multe raioane pe care nu le-am auzit deloc. Este vorba și de raionul Râșcani, și de raionul Florești, și de raionul Fălești, și de Soroca. Și aș vrea să rezolv partea cu Soroca imediat prin a-i oferi cuvânt doamnei Mușencu Angela, șefii direcției de învățământ Soroca, și aș vrea să încurajez și alesele locale, precum și funcționarele din raioanele menționate pe care nu le-am auzit astăzi, să vorbească pentru că nu avem atât de mult timp. Doar trebuie să apăsați butonul, ridicați mâna și vă ofer imediat cuvântul. Doamna Mușencu Angela, dacă este cu noi, ați putea să ne spuneți? Da, sunt. Vreau să vă mulțumesc pentru oportunitatea oferită de a participa la această dezbatere. Vreau să mulțumesc colegilor mei care au abordat multiple probleme cu care se confruntă sistemul educațional. Eu aș vrea să vorbesc despre faptul că pandemia a accentuat și mai mult decalajele care există între copii și mă refer la copiii din familii social vulnerabile. Conștientizăm cu toții faptul că au avut posibilități mai reduse de a participa la lecțiile online, dat fiind faptul că nu au avut acces la echipamente, nu au fost totdeauna părinții cu dânsii acasă ca să le fie suport în participare la lecții. Dar vreau să zic că pentru mulți copii din această categorie, venirea la școală mai însemna și un prânz cald, adică un dejun cald luat la timp. În luna martie, când a început pandemia anul trecut, noi am luat o decizie la nivel de direcție învățământ și pentru copiii din familii social vulnerabile, produsele care existau în stoc, deci erau procurate și deja era clar că nu ne mai reîntoarcem la școală, produsele care au fost în stoc, deci au fost distribuite copiilor din familii social vulnerabile. În acest an deja avem ordinul Ministerului Educației care ne-a recomandat organizarea la pachet a alimentației elevilor și vreau să zic că am găsit consens cu administrațiile instituțiilor de învățământ, am solicitat Centrului de Sănătate Publică să ne consulte în
lista produselor care ar trebui să fie procurate copiilor, să le fie oferite pe perioada învățământului la distanță. Și vreau să vă zic că nu a fost atât de complicat, fiecare instituție de învățământ a făcut un grafic decalat pe clase când părinții s-au apropiat la instituția de învățământ și au ridicat pachetele. Dar vreau să ridic problema copiilor din familii social vulnerabile de la treapta gimnazială. Conform normativelor financiare stabilite pentru alimentația unui elev, deci copiii de la treapta gimnazială nu se pot bucura de acei 10 lei, 80, ca și cei de la învățământul primar. Deci aici ar trebui să găsim soluții și pentru acești copii. Vă mulțumesc mult! Care ar fi soluțiile pentru treapta gimnazială? Pentru că am înțeles din dezbaterea pe care am avut-o săptămâna trecută pe protecția socială de la mai mulți funcționari și alese locale, că inclusiv această masă care anterior era oferită la școală era singura masă caldă pentru mai mulți copii din familie vulnerabile. Care ar fi soluția în opinia dumneavoastră? Ar fi soluția ca în categoria elevilor beneficiari de 10-80 să fie incluși copiii de gimnaziu. Și atunci, adică să fie bani de la bugetul de stat, fiindcă în bugetele locale asemenea surse nu există. Da, mulțumesc mult! Acum, dacă nu vă supărați, mâini ridicate, din păcate, nu avem, aș vrea să o rog pe doamna Mariana Lupu, orașul Dundușeni, să vorbească din numele părinților. Dumnezeu este președintele Asociației Părintești de la Liceul Alexei Matievici. Vă rog. Bună ziua! Bună ziua! Deci sunt reprezentantul Asociațiilor Părinților, cum ați spus și dumneavoastră, de pe lângă Liceul Matievici. Am identificat mai multe probleme care au apărut parcursul pandemiei și aș vrea să mă reflect așa în mare parte superficial, deoarece deja au fost discutate și le cunoaștem din comunitate. Deci, pandemia ne-a pus în fața multe probleme, din care cea mai mare povară o au familiile cu venituri modeste. Deci, toți cunoaștem că o bună parte din familie nu au capacitatea de a procura copiilor gadgeturi și de a achita serviciile de comunicație pentru asigurare calitativă și în timp a studiilor. Deci este problema și familiilor de mulți copii, atunci când 2-3 copii trebuie și concomitent să stea la ore și asta este într-adevăr o problemă gravă. Problema familiilor unde ambii părinți lucrează și este interesant că este o problemă și în familie unde părintele este pedagog. În timp ce trebuie să ofere ore online, copiii săi sunt privați într-o oarecare măsură de o liberă participare în ore. O problemă este calitatea studiilor, deci cu mult este mai calitativ atunci când copiii participă face-to-face alături de ceilalți copii, alături de pedagogi. Este o insuficiență în cultivarea abilităților de comunicare a copiilor, dezvoltarea comunicării non-verbale. Deci mobilitatea copiilor, afectarea dezvoltării fizice și dezvoltării intelectuale a copiilor. Deci copilul care este lăsat acasă are prea puțină comunicare pentru a deveni un cetățean bine dezvoltat, intelectual și anume și în comunicare. Deci, afectarea disciplinei și simțul responsabilității copilului față de școală, față de familie. Deci, aici putem să începem de la simpla pregătirea ghestanului pentru școală, planificarea timpului tur-retur, inclusiv și planificarea timpului parcursul zilei atunci când este în clasă, atunci când este în societate și respectiv atunci când este acasă. A apărut problema în două schimburi, atunci când grupele cu numărul mare de copii a fost nevoit să fie divizată clasa pentru ca să fie integrați copiii în sistemul școlar. Deci, în ce constă problema? Părintele trebuie, mai ales pentru copiii de vârsta școlii primare, deci copiii trebuie să fie pregătiți, copilul trebuie să fie peptănat, copilul trebuie să fie îmbrăcat cuvenit, ceea ce nu este posibil atunci când, de exemplu, copilul pleacă la studii în a doua parte a zilei. Este o altă problemă care am reflectat-o în chat, problema copiilor supuși riscului.
Aș spune că reprezentanta autorității publice locale ne-a pomenit în dificultate că atunci copilul este supus violenței, a intervenit problema centrelor de plasament, sau fiind în carantină, sau fiind restricționați, instituțiile de drept fiind la distanță, într-o oarecare măsură au tergiversat din nevoie termenul de ridicare copilului din familie atunci când este un caz mai grav. A apărut problema reintegrării copilului în sistemul de învățământ, anume copiilor nevaccinați. O bună parte din părinți sunt părinți care nu-și vaccinează copiii și nicicum nu pot să fie încurajați sau să fie convinși ca să o facă. Aici nu este reglementat sau cel puțin nu cunoaștem care este procedura ca să integrăm copiii în școală. Deci aș vrea să spun că un beneficiu foarte mare în urma pandemiei pe care noi l-am observat este faptul că în caz când copilul se află într-o stare de sănătate precară, deja el are posibilitate ca să participe în sistemul mix de învățământ, anume la distanță. Atunci când copiii se află în clasă, cei copii bolnavi sau cei care se află la distanță sau la tratament au posibilitate ca să fie integrați, deci nu mai decad în procesul de studii. Ce pot să mai vorbesc la acest capitol? Deci, fiind reprezentant al Asociației Obștești, totuși aș vrea să încurajez ca să participăm în amenajarea sălilor de clasă pentru viitor, ca să amenajăm într-așa mod ca copiii să poată toți participe în procesul de studii, inclusiv și prin dotare, de ce nu, prin dotare cu mobilier. Da, vă mulțumesc tare. Vă mulțumesc că cred că am înțeles ideea. Doamna Viorica Harea vrea să vorbească, vă rog. Bună ziua tuturor! Sunt Viorica Harea, directorul la Casa de Creație pentru Copii și Tineri din orașul Fănești. Dacă e să vorbim despre activitatea extrașcolară, pentru că noi suntem din domeniul extrașcolar, cum ne-am descurcat pe perioada pandemiei, atunci anul trecut, pe timpul ăsta, eram într-o dilemă foarte dură. Pentru că dacă școlile sunt învățământ obligatoriu și s-au trezit cu probleme foarte mari, noi cei din învățământ extrașcolar trebuia să ne așteptăm rândul când copiii își vor depăși problemele și vor trece să-și dorească să facă activități la nivel de activitate extrașcolară. Adică, noi, fără să facem multă panică, a trebuit să ne gândim la plusurile și să încercăm să ne reorganizăm activitatea. Pentru că după lecțiile făcute de obligatorii, de toți copiii, de elevii, începând de la 5 la 18 ani, să mai facem și activități extrașcolare tot online, trebuia să fie foarte tare, foarte dur. Și noi atunci am analizat plusurile pe care noi la instituții deja le-am putut să le avem. În primul rând, am avut o creație și plusul care ne-a fost de ajutor. Am avut grupuri create până la pandemie cu părinții și copiii pe formatul platformele online, ceea ce ne-a ușurat puțin lucru pentru a transmite informația. Deoarece sunt activități care sunt bazate, centrate, nemijlocit pe copii. O bună parte din copii fiind din familii cu venituri modeste. Noi am avut o perioadă de telefonie totală, pentru că trebuia să ne înțelegem cu părinții copiilor care nu aveau internet. Și s-a lucrat foarte mult pe telefon. Noi am adaptat conținuturile curriculare la noi subiecte și teme și am găsit foarte, foarte repejor ideea de a participa la activități de nivel regional, republican, internațional, la nivel online. Și să vedeți că am avut succese foarte bune începând de la locurile 1, 2, mențiuni și ceea ce ne-a ajutat foarte mult să motivăm părinții și copiii pentru a participa la activități. Un lucru foarte important a fost faptul că în cadrul centrului avem cercul educație digitală, conducătorul de cerc fiindu-ne persoana care ne-a ajutat să deschidem și să cunoaștem foarte bine platformele să putem lucra. Adică am avut persoană resursă în cazul ăsta în care noi am putut să apelăm atunci când nu ne descurcăm atât de bine cu platformele online. A susținerea pe care am avut-o foarte mare din partea părinților și asta a fost recunoașterea activității noastre
pentru timpul liber și util pentru copiii dumnealor. Cine a mai ajutat foarte mult a fost faptul că instituția lucra deja. Noi suntem conectați la internet, noi avem condiții foarte bune în instituții și lucrul ăsta ne-a venit ca mare plus. Și am avut un parteneriat foarte bun cu instituțiile de învățământ. Începând cu 1 septembrie a fost ceva mai ușor pentru că am putut să reorganizăm deja orarul, am putut să reorganizăm parteneriatul cu instituțiile de învățământ și am revenit la activitățile noastre raionale care sunt o tradiție și ne-am bucurat foarte mult că instituțiile de învățământ au susținut participarea la evenimente în format online. Și continuăm, acum la moment suntem și online, dar am mers și pe varianta în care copiii chiar nu pot, pentru că acasă nu au tehnologii, conducătorii de cert lucrează din cadrul instituției, nu de acasă, dar lucrează din instituții. Și atunci câțiva copii se pot apropia, respectând regulile pe bază de pandemie, se apropie și lucrează cu conducătorii. Dacă asta este, adică o foarte pe scurt, o tratare... Da, noi v-am înțeles, vă mulțumesc mult, doamna Harașniuc Liliana, vă rog. Doamna Harașniuc a ridicat mâna, da. Dacă puteți vă conecta. Da, sunt. Bună ziua. Bună ziua. Onorată asistență, stimate doamne deputate a Parlamentului Republicii Moldova, pentru susțin totalmente cele spuse de colega doamna Harea. Într-adevăr, centrele de creație sunt, parafrazându-l pe maestru Dabija, o clasă aparte de copii sau o clasă aparte de instituție, pentru că problemele instituțiilor extrașcolare sunt lăsate puțin în umbră de statul nostru și vreau să zic următoarele. Pentru a desfășura timpul liber al copiilor cărora le propunem un program școală după școală, la fel în instituțiile centrului de creație avem nevoie de condiții bune, condiții atractive pentru copii, pentru că copiii, într-adevăr, sunt obosiți de programele, disciplinele școlare și aici la noi trebuie să vină binevol, din dragoste. Creativitatea se face numai... Domnule Chig, eu respect foarte mult ceea ce faceți și eu, la fel probabil ca și toți participanții la această discuție, recunoaștem importanța acestor activități, mai ales acum când am văzut ce se întâmplă când ele nu sunt. Dacă ați putea, vă rog, probleme. În toate raioanele țării, în majoritatea raioanelor țării, există centre de creație. La Dondușeni nu există un centru de creație pentru consediu și cu acte juridice în regulă. Noi suntem acum în gazdă la Casa de Cultură. Deci aici ni s-au oferit 8 cabinete ca mai apoi să fie luate, retrase câteva. Suntem înghesuiți aici în 6 cabinete. 11 profesori cu 27 de grupe de copii, unde o grupă, regulamentul de funcționare centrului de creație spune că o grupă trebuie să includă 15 copii, să instruiască 15 copii. Deci, deci prima problemă este lipsa sediului, o problemă da. Care e mai particulară, bănuiesc, se poate rezolva la nivel local. Cum activați? Deci copiii vin, sunt în siguranță, dumneavoastră puteți să asigurați prezența lor fizică sau lucrați mai mult pe online? Lucrăm acum, respectăm toate restricțiile impuse, dar și lucrăm online. Profesorii sunt înzestrați cu tehnica necesară, dar copiii, la fel, copiii nu dispun de instrumentele necesare, de spațiu necesar pentru orele de dans care trebuie să le facă
acasă, dirijați de monitor, de profesor. Deci ne este foarte greu să îi conectăm pe copii la lecții, pentru că atunci când ai o dirijare față în față, este mult mai ușor să le înțelegi starea lor emotivă și dorința de a munci. Dar vorbim despre ce... copiilor, ei ar vrea să continue, deci nu ați avut o scădere a numărului de copii care sunt implicați în activități? Nu am avut o scădere, copiii doresc, solicită să vină în centru de creație, să activeze, dar... Da, eu v-am înțeles, vă mulțumesc tare mult, noi v-am auzit. Doamna Dana Lichii de la Bălți vroia să intervină, vă rog. Bună ziua, stimat colegi, onorată asistență. În contextul acelei discutate mai sus, vreau să intervin și eu cu anumite momentele care cumva ne îngrijorează pe noi, cei din sistemul educațional bălțean, pentru că eu reprezint serviciul de asistență psihopedagogică din municipiul Bălți, care de fapt asigură accesul la educație pentru copii cu cerințe educaționale speciale, dar și psihoeducația emoțională pentru toți copiii tipici din municipiul Bălți. În acest context vreau să vă zic că serviciul nostru și-a reorganizat activitatea în această situație pandemică. Am căutat și am găsit diverse soluții ca să ajungem la cât mai mulți copii, la cât mai mulți familii, dar totodată noi identificăm o mare, mare problemă, anume de lipsa unităților pentru specialiștii psihologi în instituțiile de învățământ mic, mai ales în gimnazii, acolo unde nu avem o formulă, un statut ca în fiecare instituție să existe acest serviciu psihologic care să asigure asistența copiilor în diferite situații de criză, inclusiv și cea pe care o trăim astăzi cu toți împreună. Plus la toate ne confruntăm cu o altă problemă, de exemplu la Bălți. Avem 577 de copii cu cerințe educaționale speciale, pentru care noi asigurăm și evaluare și asistență 7 profesioniști din serviciul de asistență psihopedagogică. Raportat la numărul copiilor cu cerințe educaționale speciale, dumneavoastră vă dați seama că nu e posibil să asigurăm această calitate și să acoperim absolut toate necesitățile în acest sens. În această perspectivă de idei, vă rugăm să ne sprijiniți pentru ca să se revadă, oricum se elaborează nouă strategie de implementare, în general o strategie de dezvoltare a sistemului educațional pe următorii 10 ani și aici dorim ca dumneavoastră să ne susțineți și să ne sprijiniți în aspectul de a revedea numărul de personal în aceste servicii care au fost create cu mulți ani în urmă, fără ca să se ție cont de numărul de populație școlară din localitate sau de numărul de copii cu cerințe educaționale speciale din această localitate. Și nu în ultimul rând, este o problemă majoră când Fondul Educației Inclusive, care constituie la recomandarea hotărârii de guvern de la 1,5% la 2% maxim din toate transferurile categoriale, de fapt, estimăm că acest fond nu este suficient pentru nici a dota, deja este un deficit pentru a salariza oamenii care deservesc și care asistă copiii cu cerințe educaționale speciale. Și în acest sens, iarăși vă rugăm să ne sprijiniți pentru a soluționa și pentru a găsi cele mai oportune căi într-o asigura interesul superior al copiilor din toată Republica, prioritar cei cu cerințe educaționale speciale. Vă mulțumesc frumos! Da, mulțumesc tare mult! Acum, dacă nu... Da, doamna Ludmila, liceul teoretic Lev Tolstoi, Glodei, vă rog. Da, vă mulțumesc mult! Я хочу поддержать госпожу Дану и сказать, что в период пандемии больше всего пострадали именно дети инклюзивного обучения, особенно дети, которые нуждаются в индивидуальном подходе. У меня таких в лицее 13 деток,
и пандемия не позволила работать с ними глаза в глаза тет-а-тет, понимаете? А индивидуально работать с таким ребенком нужен рядом родитель, который усадит ребенка, который будет держать его внимание у крана. Поэтому здесь очень сложно. Хочу сказать, что эти дети больше всего пострадали вот именно от условий пандемии. И мне кажется, здесь нужно и в лицеях, в школах, в гимназиях также предусмотреть нагрузку. Если есть ребенок с аутизмом, ему нужен индивидуальный. Не может один преподаватель, один вспомогательный педагог успеть заниматься и с остальными детками, инклюзивниками, и с, индивидуально с этим ребенком. То есть здесь нужны какие-то доработки, здесь нужно что-то вместе искать выход, чтобы эта служба реально могла помочь семьям обучать и родителей, как с таким ребенком работать и дома в этот период. Спасибо. Спасибо вам. Este foarte important că a fost abordat acest subiect, deoarece pe toată această perioadă, cumva, atenția opiniei publice a fost concentrată în zona copiilor tipici, care, evident, de asemenea, se confruntau cu o situație inedită. Este pentru prima dată când se abordează problema copiilor cu nevoi speciale și ar fi foarte bine dacă am putea să o dezvoltăm, pentru că ei, cumva, într-adevăr, au fost lăsați în afara atenției. Revenind la toți copiii și la securitatea copiilor în această perioadă, problemă care cumva tangențială a fost abordată de mai multe vorbitoare, aș vrea foarte mult să o auzim pe doamna Șoșu Luminița, angajată a Inspectoratului de Poliție Glodeni, dacă mai avem și alți vorbitori la subiectul securității copiilor. Pe perioada carantinei, vă rog foarte mult să ridicați mâna sau să scrieți în chat. Doamna Șoșu Luminița. Da, bună ziua! Vreau să vă salut și să vă mulțumesc mult pentru că m-ați invitat să particip la această platformă. Vreau să spun că adică în anul 2020, cum și în anii precedenți, adică noi, polițiștii, ne-am executat atribuțiile, adică în vederea menținerii unui nivel adecvat de securitate, în special ce ține de securitatea copiilor. În același timp am contribuit ca să desfășurăm măsurile de informare, măsurile de prevenire. Bineînțeles că anul 2020, adică anul pandemic, aș putea spune că a fost unul diferit și deloc un an ușor. Noi, polițiștii, adică am fost puși la provocări majore în contextul la pandemia de COVID-19 și totodată vreau să menționez că în perioada dată a crescut și un nivel de risc online ce ține de securitatea online a copiilor, adică copiii au aveau acces de a accesa conținuturi nepotrivite vârstei, care erau dăunătoare, adică puteau, au avut acces de a comunica cu persoanele care erau intenționate sau chiar care erau copiii erau expuși la riscuri online, adică chiar și în cazurile de hărțuire online. La fel vreau să menționez că a crescut riscul de abuz, de neglijare, de violență, deoarece în anul pandemic foarte mulți copii adică se aflau la domiciliu, majoritatea părinților adică erau implicați la serviciu, practic copiii rămâneau nesupravegheați acasă, aveau acces liber la rețeaua de internet, accesau diferite informații, din păcate noi am avut și sesizări în privința acestora care au fost înregistrate la noi și documentate. În timpul liber unii copii adică nu respectau măsurile impuse, adică în privința la situația pandemică de COVID-19, chiar erau depistați și unii copii la terenurile de joacă, dar ceea ce vreau să menționez că noi polițiștii, adică zilnic întreprindem chiar și în prezent activități de prevenire, sunt verificate locurile de agrement, sunt verificate terenurile de joacă, copiilor le sunt explicate măsurile, la fel adică și părinților, dar o problemă care noi am întâmpinat-o ne-a fost că dacă în anii precedenți până la situația pandemică polițiștii aveau acces în instituțiile de învățământ unde desfășuram activități de informare și sensibilizare, vreau să menționez că în anul pandemic adică nu am mai avut aceeași posibilitate, copiii nu am mai avut posibilitatea ca să informăm copiii despre riscuri, să le oferim careva recomandări, adică în diferite situații. La fel, o problemă a fost că adică mulți am încercat adică să desfășurăm activități de informare și sensibilizare a copiilor din instituții de învățământ prin aplicațiile Zoom, Google Meet, dar a apărut problema că mulți angajați ai poliției adică nu cunosc cum să se folosească de aceste aplicații,
pentru ca să desfășoare activități, adică de informare și sensibilizare a copiilor, ca să putem să ne conectăm online, să avem o legătură permanent și să informăm și să sensibilizăm pe copii ceea ce ține de comportamentul, atât în situația pandemică, atât la școală, cât și în stradă. La fel, din păcate, nu am avut posibilitatea ca să avem o întrunire chiar și online, nu a fost posibilitatea de a avea o întrunire online cu părinți, ceea ce noi înainte, adică până la situația pandemică, practic lunar în toate instituțiile de învățământ, eram invitați la adunările de părinți, unde la fel, adică discutam cu părinți ceea ce ține de comportament, de siguranța online a copiilor, de problemele care pot să apară, de cazurile de violență, de neglijare, dar în situația pandemică, deci, am întâmpinat careva probleme, ceea ce ține de... Și vreau să spun că chiar în situația pandemică s-a observat și o creștere a numărilor de cazuri de violență, ceea ce ține de siguranța online, adică în privința copiilor, a cazurilor de neglijare. Foarte mulți copii erau expuși la riscuri casnice, adică copiii care de o vârstă mai mică, adică părinți fiind nevoiți să plece la serviciu, erau lăsați, adică practic fără supraveghere sau în sub supravegherea unui frate care e cu o vârstă puțin mai mare decât el. Și noi, adică ca polițiști, am avut înregistrate cazuri de neglijare, de violență, ceea ce ține de siguranța online, adică copiii, am avut cazuri că erau expuși, adică la riscuri online. Care ar fi soluția, în opinia dumneavoastră, pentru ca aceste riscuri să fie diminuate? Una din soluții, cred că părerea mea ar fi, totuși, dacă ar fi posibilitatea, adică copiii să revină la sistemul de învățământ, deoarece cumva, adică să ne se permită și nouă angajaților poliției ca să avem acces, adică cu respectarea evidentă a măsurilor impuse și cu să fim echipați cu echipament, de a avea acces în instituțiile de învățământ, adică ca și în perioada până la pandemie, de a avea posibilitatea de a discuta cu copiii, de a informa, de a desfășura activitățile de sensibilizare a copiilor, deoarece, adică, dacă noi înainte mergeam mai des în instituțiile de învățământ, adică se observa că și copiii aveau un alt comportament mai adecvat și adică numărul era mai mic. Însă acum, adică de când s-a început situația pandemică și noi mai puțin avem acces în instituțiile de învățământ, mai puțin avem acces să organizăm activități de informare online, adică a crescut și numărul cazurilor cu implicarea copiilor și în privința copiilor. La fel, adică o soluție aș considera-o chiar dacă totuși mergem pe învățământ online, dacă ar fi posibil să organizeze o instruire pentru angajații de poliție, adică cum să utilizeze aplicațiile Zoom, Google Meet, adică în continuare să putem să ne adaptăm condițiilor acestea, să poată, adică toți angajații să aibă acces la internet, să desfășoare anume activitățile este online, pentru că consider că tot era benefic activitățile pe care le desfășuram și chiar după numărul de cazuri care le aveam înregistrate, era un număr mai mic în comparație cu anul, adică anul de pandemie. Vă mulțumesc foarte mult. Acum mai sunt mâini ridicate, dar vă rog să ne încadrăm în timpul rezervat acestei discuții. Aș vrea foarte mult să rog doamnele deputate să facem concluzii la tot ceea ce am auzit, eventual dacă ați reușit să scoateți niște idei pentru a continua lucrul. Noi vom continua să discutăm despre educație pe data de 22 martie, deja cu raioanele din centru. Acum vă rog foarte mult, doamnelor deputate, să facem concluzia. Poate începem cu doamna Dumbrăveanu, reprezentanta președintelui Parlamentului. Vă rog. Bună ziua tuturor! În primul rând, țin să mulțumesc foarte mult partenerilor pentru organizarea acestor consultări și reprezentanților autorităților publice locale pentru participare activă și pentru acele expuneri care au fost în cadrul platformei. După fiecare rundă, de fapt, de consultări, noi am avut ca și rezultat final lansarea unei inițiative din partea doamnelor deputate. Ceea ce am observat, într-adevăr, este nevoie ca să intervenim în formula de finanțare a instituțiilor educaționale, deci vorbim de diferite niveluri în cazul respectiv, indiferent că este vorba despre instituțiile de educație antepreșcolară, preșcolară sau deci toate treptele care sunt enunțate ulterior. Este cert că cheltuielile sunt mult mai impunătoare din punct de vedere și acelor măsuri de sănătate publică care se impun și apropo aici vorbim atât măsuri de sănătate publică pentru
elevi, dar și pentru profesori, nu în ultima instanță. Deci asta ar fi o inițiativă care trebuie să fie, cred că, prioritar promovată de către doamnele deputate. Ceea ce am remarcat ca și o problemă și noi cunoaștem, de fapt, este problema educației la distanță sau educația online a elevilor. Și în mod special aici, într-adevăr, s-a remarcat atunci când este un singur computer sau atunci când este vorba despre și anumite deprinderi din partea elevilor. Și aici clar că Ministerul Educației, Culturii și Cercetării trebuie să fie susținut, deci în acele inițiative frumoase care au fost lansate pe parcursul anului 2020, pentru a consolida capacitățile atât a elevilor cât și a profesorilor. Un aspect care pentru mine este foarte sensibil ține de fenomenul violenței, neglijării și exploatării copiilor, care a luat amploare în perioada pandemică și deja un reprezentant al organelor ordinii publice a menționat despre inaccesibilitatea în cadrul, nu vorbim doar instituțiilor de educație, dar și atunci când sunt anumite semnale, deci că astfel de fenomene au loc în mediul familial al copiilor. Și de aici trebuie să ne gândim, într-adevăr, care ar fi acele mecanisme de identificare, de raportare, dar și intervenție în cazurile vizate. Nu în ultimă instanță, de fapt, un subiect foarte sensibil îl reprezintă ce facem cu copiii din familie social defavorizate. Și iarăși revenim aici la formula de finanțare, când instituția educațională, de fapt, era unicul mediu, deci sigur, și unicul mediu unde copiii se puteau alimenta. Și acum noi am auzit despre cele practici care sunt plauzibile atunci când se asigurau pachetele alimentare pentru un grup de copii, iar alt grup de copii care nu este acoperit la momentul actual. Și o problemă destul de sensibilă o reprezintă și copiii cu cerințe educaționale speciale, pentru că noi toți vorbeam până acum despre problema educației la distanță, despre faptul că avem niște programe școlare mai speciale pentru restul elevilor. Dar ce facem cu acești copii cu cerințe educaționale speciale? Ce facem cu cadrele didactice de sprijin? Pentru că, într-adevăr, în cazul dat nu au acces la acești copii. Și aici iarăși urmează ca să asigurăm o reglementare foarte clară că astfel încât să asigurăm acel drept la educație pentru copii. Și pentru că a vorbit un reprezentant autorității publice locale despre o distanță de 4 metri pătrați, eu aș face un apel să se documenteze foarte atent, pentru că această normă a fost modificată și în instituțiile educaționale preșcolare ea este de 2 metri pătrați și nu este de 4 metri pătrați. Și într-adevăr, încă o idee foarte bună care a fost menționată de către participante, este pandemia nu se sfârșește, cu regret, nici în anul 2021. Și noi menționăm că noi am avut provocarea COVID-19 pe parcursul anului 2020-2021, dar putem să avem și alte provocări. Respectiv, sistemul educațional trebuie să fie consolidat, trebuie să fie pregătit ca să facă față unor astfel de situații. Sperăm foarte mult să nu le avem, dar oricum ne trebuie ca să fim pregătiți. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc mult, doamna Dumbrăveanu. Doamna Monica Băbuc, vă rog. Doamna Băbuc. Vă mulțumesc, doamna Gordeianu. Stimați colegi, dragi participanți la această discuție, vă mulțumesc tuturor, în egală măsură, colegilor mele din legislativ, cât și celor din organele locale de specialitate în domeniul învățământului, cât și reprezentanților instituțiilor, administrației publice locale, acelor care se ocupă de învățământul extrașcolar. Participarea tuturor dumneavoastră aici a fost foarte importantă, din punctul meu de vedere, pentru că noi am acumulat și continuăm să acumulăm multe informații foarte și foarte importante pentru stabilirea ulterior, așa cum am spus, pe această platformă a unor căi de soluționare a problemelor educației în pandemie. O voi susține aici pe doamna Dumbrăveanu, spunând că trebuie să înțelegem că în ciuda toate greutățile pe care le-ați menționat dumneavoastră aici, pe care noi le cunoaștem de asemenea, trebuie să înțelegem că sarcina noastră cea mai importantă, numărul unu, este să ne adaptăm și să înțelegem
că situația nu va fi simplă în timpul cel mai apropiat, cel puțin pe parcursul acestui an. Din păcate, încă nu putem vorbi despre o schimbare sesizabilă la nivel de vaccinare în Republica Moldova. Sperăm că acest lucru se va accelera în timpul care vine, dar asta înseamnă că, iată, problemele care sunt puse stringent în fața noastră astăzi rămân după vacanța prelungită de primăvară, cum reîncetem anul școlar, revenim la cele câteva modele care erau stabilite în documentul reglementări ale sistemului de educație pe perioada de pandemie și mi-aduc aminte că era vorba de tocmai 7 modele de funcționare a instituțiilor de educație, de la prezența fizică până la prezența hibrid sau până la prezența în fața ecranelor de calculatoare. Trebuie să înțelegem că statul totuși a făcut eforturi susținute pe parcursul anului 2020. Au fost alocați 20 de milioane de lei din bugetul de stat pentru procurarea de tehnică de calcul. Au fost conectate, cel puțin asta sunt datele Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, la nivel de 100% la internet toate instituțiile școlare. Ba, am avut și 3,5 milioane de dolari din partea partenerilor de dezvoltare la capitolul tehnică de calcul. Dar să știți, dragi prieteni, că problemele legate de învățământul de la distanță, problemele legate de securizarea copiilor în acest sistem de învățământ online, de soluționarea problemelor copiilor cu dizabilități și cu nevoi speciale, sunt caracteristice nu doar pentru noi, ci pentru toată lumea. Toată societatea mondială se confruntă acum cu aceste probleme. Unii le rezolvă un pic mai repede, alții un pic mai încet, unii mai bine, alții mai prost. Trebuie să învățăm de la aceste experiențe. Eu mi-am notat foarte multe lucruri importante pentru mine, ca să înțeleg mai bine și voi continua să particip la această platformă, insistând la ideea ca noi să o instituționalizăm împreună cu dumneavoastră și cu colegiile parlamentare, să ieșim la finalitatea acestei activității, acestei platforme, cu mai multe inițiative legislative de îmbunătățire a cadrului legal de funcționare a sistemului de educație. Și la sfârșit vă aduc aminte de o foarte bună idee reiterată de marele istoric contemporan, israelianul Yuval Noah Harari, care spunea că în viitorul foarte zbuciumat pe care ni-l aduce secolul 21, nu vor supraviețui nici cei mai deștepți, nici cei mai bogați. Vor supraviețui cei care vor ști să se adapteze cel mai bine la schimbările foarte bruște a situației din viața noastră. Vedeți că această situație noi nu am prevăzut-o, dar din experiența ei trebuie să învățăm că provocări pot să mai vină. Prin urmare, trebuie să fim gata și cu învățământul de la distanță, trebuie să ne adaptăm la condițiile care ni le oferă statul Republica Moldova și să găsim soluții, să veniți și dumneavoastră cu cât mai multe propuneri pe care noi o să le ținem, de care vom ține cont și vom încerca să le transpunem în viață. Multă sănătate vă doresc tuturor și Domnul să vă aibă în paza sa. Mulțumesc pentru invitație. Vă mulțumim mult, doamna Babuc. Doamnelor deputate, doamna Spătaru. Da, da. Aș vrea să mulțumesc tuturor persoanelor care au asistat și care au fost sinceri cu noi pe ce sinceritatea și deschiderea dumneavoastră. Fiind mamă la 2 elevi, sunt sigură atunci când îmi trimit copiii la școală că sunt în siguranță, pentru că nu există școli bune și rele. Există școli cu mai mulți copii sau mai puțin copii. Dar există devotament și abnegație din partea tuturor pedagogilor. Am înțeles un lucru, dacă cumva am greșit, scris prin comentariu, să înțeleg că dumneavoastră cu toții pledați pentru redeschiderea școlilor sau doar eu, în calitatea mea de mamă, vreau tare mult ca școlile să se redeschidă. Din experiența localităților pe care le-am vizitat în perioada aceasta, am înțeles că pandemia a evitat instituțiile noastre școlare și dacă au apărut și niște focare, au fost în cazuri de excepții, ceea ce mă bucură. Mi-mi pare bine că pandemia în sfârșit a deschis toate ușile la școli, pentru că, de exemplu, elevul meu care frecventează liceul Mihai Eminescu din Bălți a descoperit că liceul are mai multe întregi școli.
Pentru că, de fapt, școlile noastre și grădinițele au fost adaptate la securitatea publică, erau adaptate, eu țin minte școala, țin minte grădinița, perioada mea când îmi măsurau febra în continuu și până la somn și după somn. Deci, uitați-vă că acum pandemia ne-a făcut mai disciplinați și copiii noștri deloc nu se îmbolnăvesc nici de viroze, nici de gripă. Ceea ce demonstrează că cu eforturi comune noi putem genera rezultate și putem ține piept pandemiei. Din păcate, pandemia ne ia și oameni dragi, ne ia și medici, ne ia și pedagogi și cunosc personal, o doamnă profesoară din liceul Mihai Eminescu din Fălești. Știu că medicii din Bălți au luptat pentru viața dumneei, dar din păcate nu au putut. Dar îmi pare foarte bine că COVID-ul ne-a făcut mai deschiși, ne-a făcut mai apropiați, mai sinceri. Îmi pare bine că avem o comunicare bună și pozitivă și vreau să îndemn toți participanții atunci când veți considera că este necesar. Noi putem această experiență de astăzi să o transpunem pe localități separate, pe Bălți, pe Râșcani, să vedem ce putem face și vă rog din suflet, pentru că pandemia ne-a învățat să ne încălțăm din mers. Atunci când veniți cu o problemă, veniți și cu soluții, pentru că noi la nivel de Parlament, având în vedere experiența mai multor raioane, de ce am provocat discuția cu referire la numărul de școli? Am vrut să văd părerea dumneavoastră fiecărui, pentru că o opinie într-un raion poate să divere de alt raion. Iată de ce prin hotărârea de guvern în 2020, în octombrie, s-a acordat mai multă autonomie locală. Iată de ce s-a acordat noțiunea de cod roșu, galben, portocaliu, ca să avem instrumente de a soluționa probleme pe loc. Și mi-mi pare foarte bine că au fost raioane curajoase care și-au asumat responsabilități. De exemplu, cum a fost raionul Sângerei. Ei au redeschis grădinițele, au făcut tot ce le stat în puteri și au trecut la un grafic normal, fără rezultate negative. De aceea vreau să vă încurajez să aveți mai mult încredere în forțele proprii. Îmi pare foarte bine că am auzit-o astăzi pe Dana Lichy cu propunerile cu privire la copiii cu cerințe educaționale speciale. Vreau să vă reamintesc că mereu sunt deschisă. Vă rog să vă adresați. Haideți împreună să căutăm soluții ca să rezolvăm problemele așa din mers, să nu ne oprim și noi chiar așteptăm de la voi aceste soluții. Acolo veniți cu propuneri atunci când dumneavoastră ne arătați situația reală, cu exemple elocvente, cu cifre. Noi este mai ușor să dezbatem aceste subiecte la nivel de platformă parlamentară, prin comisii, în plen, și noi este mai ușor să ne convingem ceilalți colegi ai noștri. Un lucru este cert, că timp de un an noi, politicienii, încă nu ne-am învățat să găsim niște soluții comune. Din păcate, unii colegi de noștri totuși continuă să se războiască. O categorie de politicieni consideră cu cât mai rău ne este nou tuturor, cu atât mai bine au ei și mai bune șanse în anticipate. Dumneavoastră sunteți persoanele care țineți mâna pe pulsul realității, care ne deschideți ochii, ne dați dușul rece, de ce continuați, veniți, solicitați, bateți la ușă și noi vom fi de fiecare dată deschiși să soluționăm problemele oamenilor din teritoriu. Vă mulțumesc, vă îmbrățișez, vă urez multă sănătate, aveți grijă de dumneavoastră și haideți împreună să muncim în anul acesta încât să ne fie mai ușor tuturor. O zi frumoasă să aveți! Da, mulțumim mult, doamna Spătaru. Mai avem doritor din rândul deputaților. Da, doamna Greță, vă rog. Da. Eu aș dori să mulțumesc tuturor participanților la discuția de astăzi, în deosebi managerilor instituțiilor din administrația publică au fost și, într-adevăr, vreau să le exprim cuvinte de recunoștință pentru munca pe care o depun 24 din 24 de ore cu gândul la școală și la ele. Asta s-a demonstrat pe parcursul anilor. Și, într-adevăr, profesorii corpul didactic al țării noastre, toți sunt în primul rând în procesul educațional în pandemie. Într-adevăr, astăzi au fost auzite
mai multe provocări, mai multe probleme pe care cadrele didactice le-au întâmpinat pe parcursul unui an de pandemie. O parte din ele noi tot le cunoșteam, le auzeam în diferite discuții și eu, la fel ca și colegii mei, mi-am făcut multe însemnări, aș avea o propunere. După ce finalizăm toate discuțiile în toate regiunile țării, este foarte bine ca pe platforma deputatelor din Parlamentul Republicii Moldova să convocăm o ședință cum o dorim, ori online, ori așa cum doresc și elevii și părinții cu prezența fizică și toate problemele care au fost abordate să fie într-un proces verbal puse și împreună noi să identificăm care vor fi actele legislative în care putem să ne implicăm, modificări în legislație, în alte acte, pentru a îmbunătăți situația atât din sistemul educațional cât și protecția socială. Și aici m-aș adresa ca toate deputatele să fim solidare și prin intermediul nostru în fracțiunile parlamentare să discutăm cu colegii pentru ca să sprijine inițiativele bune în favoarea cetățenilor și în favoarea elevilor, pentru că deseori în Parlament au fost înaintate bune proiecte, dar nu totdeauna, exact cum a zis colega mea stătară, din capriciile, din pozițiile pe care au liderii politici, nu au fost sprijinite, mai ales atunci când sunt din partea opoziției. Și aceea este, am auzit astăzi foarte mult importanța părinților în învățământul la distanță. Și noi am abordat problema și am repetat-o recent de domnul Candu, că unul din părinți la copii până la 10 ani să aibă posibilitate să ia concediu plătit și să fie alături de copii acasă. Am abordat problema cu tratamentul la domiciliu, ca tratamentul să fie la fel acordat sprijin, cum sunt tratamentul în instituțiile medicale de la CNAM și aici să fie sprijinite de către CNAM atunci când cetățenii noștri s-au molipsit sau sunt infectați cu COVID-19. Dar nu totdeauna am fost solidari și nu sprijinim și mai multe au fost inițiative. De aceea rugămintea mea este ca noi să fim solidari și să sprijinim inițiativele. Tuturor vă urez și eu multă sănătate, aveți grijă de dumneavoastră și de copilași. Da, vă mulțumim mult, doamnă Grețu. Platforma doamnelor deputate este tocmai pentru a scoate din zona politicului anumite proiecte foarte importante pe care ați putea să le prezentați ca și deputate, nu ca și reprezentanța partidului. Poate atunci aveți mai multă susținere din partea întregului plen. Doamna Darovana sau doamna Sajin, cine ar vrea să facă? Eu, doamna Bărteanu. Deci discuția de astăzi a reconfirmat ceea ce spuneam eu la început, că tot greul rămâne pe umărul celor din teritoriu. Dar totodată dumneavoastră ați demonstrat încă o dată că sunteți foarte capabili să vă adaptați la noile provocări și pentru asta meritați tot recunoștința noastră. Din păcate ați reconfirmat problemele care sunt cunoscute deja și eu aș putea să adaug doar faptul că statul nu a făcut de ajuns și a putut să facă. A putut să realoce mijloace bănești la sfârșitul anului, la adoptarea bugetului, să le realoce și pentru procurarea mijloacelor tehnice, dar și pentru distribuirea pentru hrana copiilor și multe alte probleme pe care ne le-ați semnalat astăzi. Și da, lipsa de consens politic a împiedicat acest lucru. Sper foarte mult că la o eventuală revedere a bugetului vor fi redirecționate aceste mijloace și mă alătur la opinia că da, noi pe platforma femeilor deputate putem să contribuim la acest lucru văzând că suntem din aproape toate fracțiunile aici prezente. Mulțumesc și vă urez răbdare și putere în continuare.
Vă mulțumim foarte mult, doamna Darovanaia, doamna Rotundu, dumneavoastră ați rămas care nu ați vorbit. Dacă nu, atunci vă mulțumesc mult tuturor pentru participare. Noi ne revedem pe data de 15, când discutăm deja cu alesele locale din Găgăuzia despre protecția socială în perioada pandemică. Sper să fiți la fel mulți și la fel de activi. Vă mulțumesc tuturor, cer scuze celor care nu au reușit să vorbească. Ați văzut că eram mulți și sper că cei ce ați vrut să spuneți nu a rămas în afara acestei discuții. Sper că ați reușit să notați contactele doamnelor deputate și sper că veți face uz de posibilitatea de a transmite propunerile pe care le aveți prin intermediul tipului din Edineț, care este responsabil pentru zona de nord. Doamna Stella Belitei este întotdeauna la dispoziția dumneavoastră, o doamnă foarte deschisă, care este în contact cu doamnele deputate. Vă mulțumesc mult și ne revedem curând. O zi bună tuturor!